și bunicuță. Îți urăm o viață lungă, tot mai mulți ani să te ajungă. Bună ziua și la mulți ani, doamna Verica! Știm că astăzi sunteți sărbătorite, noi echipa surpriză la domiciliul Iași, avem o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră, din partea cuiva drag. Și aș vrea să vă întreb dacă bănuiți din partea cui vine această surpriză. Să vă rog să mă așteați cu tortulețul. Și florile tot pentru dumneavoastră sunt. Pentru că noi avem și un mesaj frumos pentru dumneavoastră, în urma căruia cu siguranță aflăm din partea cui vine surpriza. Și spune așa: la mulți ani, eroina mea, mamă, tu, cea care mi-ai dat viață și cea care mi-ai fost și mamă și tată, vreau să-ți mulțumesc că ești mama mea, că m-ai crescut oferindu-mi toată iubirea și fericirea de care un copil are nevoie. Îți mulțumesc că ai avut răbdare și ai iertat toate greșelile care le-am făcut de-a lungul anilor. Abia acum am înțeles ce înseamnă cu adevărat cuvântul mamă. Și asta pentru că la rândul meu am devenit și eu mămică. Iar tu, bunicuță, îți mulțumesc pentru educația care mi-ai oferit-o. Îți mulțumesc că existi, scumpa mea mamă. Te iubesc necondiționat, chiar dacă mii de kilometri ne despart. Dragostea și dorul meu sunt la fel. Cu drag din partea fiicei Alina, ginerului Lucian și a nepoților Kevin și Damian. La mulți ani fericiți alături de noi, te iubim și te îmbrățișăm cu mult drag și dor. La mulți ani vă spunem și noi, doamna Dorica, și acum dacă ați putea să le transmiteți copiilor ceva, să le spuneți ceva. Ce pot să le spun? Că le mulțumesc mult, sănătate, să fii fericiți și bucurii să ai. Să știți că copiii au pregătit și o melodie frumoasă pentru dumneavoastră. Azi e ziua ta, măicuță, mamă, dar și bunicuță. Îți urăm o viață lungă, tot mai mulți ani să te ajungă. Azi e ziua ta, măicuță, mamă, dar și bunicuță. Îți urăm o viață lungă, tot mai mulți ani să te ajungă. Ție bine sau ți-e greu?